vă prezentați, nu spuneți cine sunteți. Dar eu mănc acasă. Nu, domnule. Dar spuneți în cine sunteți și vreți la mine. Legitimați-vă. Legitimați-vă în primul rând. Dar eu am făcut recurs. Așteptăm. Eu am făcut recurs și aștept ce o încheiere. Am făcut recurs. Două minute? Oleș, că e ce închei. Recurs. Nu uitați. Am făcut recurs. Și înregistrat la cancelare. Până nu, se pronunță judecata, cred că nu puteți să faceți nimic. N-ar trebui să faceți, că am încălcat drept. Haideți să-mi caut un avocat. Acela din oficiu m-a îngropat mai mult decât m-a ajutat. Până la urmă a fugit? Până la urmă a fugit să iei cu ochiul de la grădiniță. Care decizie nu poți? Cu siguranță nu pot. Păi atunci nu poți să mă rețin. Sunt liber, care e problema? Nu, decizia nu poți să mă rețin. Îmi citește recursul, dar Nu întinde timpul numai pentru a... Dar nu s-a prezentat, nu a spus nimic. Deci vă rog să-mi spuneți cine sunteți și vreți de la mine. Popan. Și ce vreți de la mine? Dar eu am făcut recurs. Nu, că eu mă grăbesc, am de lucru. Două minute. Dar nu, eu am de lucru, trebuie să-mi găsesc avocat. Două minute. Vreau să-mi găsesc avocat, n-am timp. Două minute. De ce să vedeți? N-am treaba noastră. Dar nu interesul să știți. Dar de ce mă rugați frumos? Vă rog să vă motivați de ce mă rugați frumos. Nu vă rog comunii din ăla. Decizia vii... Dar eu am făcut recurs la decizia judecătorii. Luați-vă avocatul. Păi mă duc în caut avocatul. Mă duc în caut avocatul. De ce mă dați frumos? Motivați-vă, justificați-vă legal. Deci ce vreți de la mine? Ce v-am folosit? Popan. Două minute, așteptați. Dar n-am timp să stau două minute. Stau toată ziua în instanțele de judecată. N-am timp. Dar acum două minute. Dar n-am timp să stau cu dumneavoastră, vă înțelegeți. Dar nu mă rugați, nu vreau să mă rugați. Dumneavoastră mă împingeți. Dar vă rog să-mi explicați de ce. Așteptăm decizia judecătoriei. Dumneavoastră așteptați-o, dar eu am contestat-o deja. Eu mă duc să-mi caut un avocat. Două minute și vine decizia. Dar eu mă duc să-mi caut un avocat, eu n-am timp să stau cu dumneata la discuție. Nu înțelegi? Nu pot să aștept, că am de lucru. Dar de ce ar trebui să aștept? Primească domnul Chiriu decizia la mână, să-i dă-i. Dar n-am nevoie, dar n-are nevoie de decizia. Deja. Domnul, mă duc să-mi caut un avocat, de ce mă împingeți? Dumneavoastră, eu sunt om liber acum, dumneavoastră v-ați spus în calea mea. Așteptați decizia să vii. Eu sunt în stanță de judecat, om liber, îmi dați voi scrie sau nu? În baza cărui legi mă țineți. Nu vă ține nimeni, așteptăm decizia. Dar așteptați-o, domnule, așteptați decizia, am de lucru. Dar nu mai părăsește el nici Stara, nici Chișinău, ce vă retrăiți. În primul rând, e ilegal ce fac ei, măi. Domn polițist, nu știți legea. Omul a făcut recurs, până nu se pronunță instanța, el e nevinovat. De ce nu așteaptă decizia? Păi de ce să o aștepte? El n-are nevoie de decizie. Duci să-și caute un avocat. De ce să aștepte decizia? Ați primit ordin, dar explicați-l. Temei ilegal, care-i? Se incrimineze pentru ce? Oamenii care nu se legitimează? Nu îndeplinești cerințele poliției, chiar acum. Dar ce cerință dacă sunt ilegale? Formulați cerința legală. Care? Care a fost formulată? Ce anume ați formulat dumneavoastră? Domn polițist, care a fost cerința? Păi filmez că vreau să știu care e cerința dumneavoastră. Acum ați spus omului că trebuie să rămână aici. De ce? Care e temeiul legal? Să aștepte ce? Păi el a auzit. Acum s-a dus să-și caute avocat. Care e problema? Domn polițist, pe ce vă întemeie? Care e temeiul legal să faceți lucrul ăsta? De ce trebuie să vă aștepte? Ați văzut recursul? Știți că a fost înregistrat la cancelarie? Da. A primit ordin de sus să-l aresteze, deși da. Respect. Temeiul legal care-i?
Direct ăsta. Uite, uite, încolo, încolo, uite, încolo, uite, încolo. Sediu judecăți atât timp. Invocați legea. Legea invocați, o arătat cu făcut recurs. Este decizia judecăți. Și da, da. O făcut recurs și o arătat-o colegului dumneitale. Nu am făcut recurs, mă duc în caut un avocat. Judecăți, arătați-mă și nouă. Și judecătorul nostru ține reținut. Eu doar îndeplinesc decizia, dar nu... Dar de unde știți ce spune decizia, dacă nu aveți? Domnul profesor, spune decizia. Așa, dar am făcut recurs, am drept să fac recurs. Cum am vrut să fac recurs? Nu sunt de acord cu ea. Protestez și cer suspendarea deciziei. Înregistrat la cancelare. Eu sunt om liber. Nu trage de hârtie. E din documentul meu. Eu am dreptul la recurs sau nu? Exact. Am făcut recurs. Până la pronunțarea sentinței, omul e nevinovat. Exact. Până se pronunțe judecata, acum de ce? În sală nu s-a spus fie luat acum. Deci... Domnule, în sală nu s-a pronunțat fie luat acum. Nu există număr, e data de azi. Ce număr? Mergeți la cancelare și întrebați. E la cancelare înregistrată. Cereți lor explicații. Fiți atenți că nu s-a pronunțat fie luat din sală de judecată. Fiți corect. Domnul Brecu, da? La care comisariat? Poliția Bulcanie. Pentru ce? De ce? Am făcut vreo contravenție ceva? Oleg, hai că n-am spus. Ce contravenție? Colegul. Mergi sănătos. L-a chemat, acela l-a chemat. Sunt chipul. Excel. Zel. Exces de zel. Da, da. Depășirea atribuțiilor. Nici într-un caz. Ba da, ba da. Cunoști atribuții. Absolut nu cunoști. Vreau să le ia la comisariat. Urcăm toți într-o leu. Urcăm toți într-o leu acum. Erau rău porniți.